încă o dovadă că România, pe lângă țară de consum, este și o țară producătoare de droguri. Polițiștii antidrog din capital au descoperit în București două hale unde se producea industrial cannabis și au confiscat 61 de kilograme. Halele erau utilate complet, asigurând o protecție rapidă și de calitate, masă vegetală cu o concentrație mare de substanță activă. Pentru moment, un bărbat a fost arestat. Din această cantitate de cannabis se puteau confecționa în jur de 150.000 de jointuri. Valoarea drogurilor pe Piața Neagră este de aproximativ 600.000 de euro. Drogurile erau destinate pieței de consum interne, dar și exportului în țările vest-europene. În țara noastră, marihuana este cel mai consumat tip de drog în rândul minorilor cu vârstă între 9 și 18 ani.